completarea unei liste potențiale de beneficiari în urma transmiterii incomplete de la inspectorul școlar primei liste. Astfel se adaugă la 4 licee o serie de beneficiari a acestor burse. Vă rog să deliberați ca atare. Favorabil. Ștefan. Favorabil. Doamna Dinu. Domnul Chiciu. Favorabil. Majoritatea absolută. Tot 12. Are cuvântul pentru susținerea proiectului. Proiectul are drept scop demararea procedurilor legale de modernizare a zonei de sub podul la Narcisa. Cred că suntem cu toții de acord că este necesar ca în municipiul Bacău să depunem toate eforturile pentru creșterea calității vieții. Zona de la Narcisa este o zonă total insalubră și neprietenoasă. Din păcate, nu este o zonă singulară, sunt multe astfel de zone în municipiul Bacău, însă convingerea mea este că trebuie să începem de undeva. Și propunerea noastră astăzi este ca acest lucru să se întâmple începând cu zona de la Narcisa. Avem în momentul de față o suprafață studiată de aproximativ 7,6 hectare. Am pus în fața dumneavoastră viziunea noastră în ceea ce privește elementele de bază pe care le vom solicita proiectantului prin caiet de sarcini, în așa fel încât în acea zonă, după ce se va închide întreaga investiție, să avem și locuri de joacă pentru copii, spații verde de recreere, alei și, bineînțeles, parcări. Există în momentul de față o analiză făcută la nivelul executivului. Suntem cam de o lună și jumătate în lucru pe această chestiune. Avem avansate principale direcții. Domnul Huluță și cu domnul Diaconu, vă rog să-l ascultăm pe domnul Miroșanu, că dumnealui v-a ascultat până acum. Auziți? Domnul președinte, nu este nicio sancțiune să ne trimiteți acasă? Nu, dar puteți pleca de bunăvoie dacă vă încurcăm aici. Hai să-l ascultăm pe domnul Miroșanu, că e un proiect frumos care merită ascultat. Lăsați că-i dau răspuns. Da. Și venim în fața dumneavoastră pentru a vota oportunitatea acestei investiții. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnul Huluță, se pregătește domnul Chirilescu. Domnul președinte, nu prea are subiect așa, dar vreau ca principiu. În facultate aveam un profesor care îmi spunea, când intrați în examen, aveți nota 10. Cu timpul ce vorbiți, vă scade nota. Așa că toți care prezentați aceste proiecte, scurtați-le că vă scade nota. Vă mulțumesc. Domnul Chirilescu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi susține acest proiect și îl susțin și pe viceprimarul Miroșanu în ceea ce privește acest demers, în special datorită faptului că acesta a fost și proiectul meu de campanie, după cum cred că bine vă amintiți, și chiar m-am și filmat, am filmat zona respectivă unde dorește dumneavoastră să o modernizeze. Astfel, voi fi de acord cu acest demers și cred că e un început bun, un exercițiu în ceea ce privește aceste expropieri pe care tot le-am menționat astăzi. Iată, vom avea un exercițiu și vom vedea foarte clar cum decurg lucrurile în ceea ce privește expropierile din municipiul Bacău. O singură întrebare aș avea, dar v-am spus, susțin proiectul. Văd că faceți referire la articolul 1, că se aprobă demararea tuturor procedurilor legale de realizare a proiectului de modernizare. Și voiam să vă întreb dacă aveți un cost estimativ al acestui proiect.
Adică să informăm pe Băcăuni, asta e tot. Costul final al acestei investiții va reieși nu în urma raportului de evaluare și bineînțeles a studiului de fazabilitate. În momentul de față, ceea ce pot eu să vă spun este că avem prevăzute în buget sume, aproximativ 500.000 de lei pentru exproprieri. E vorba de aproximativ 1.500 de metri pătrați, din totalul de 7,6 hectare, așa cum vi l-am prezentat. Eu vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc, domnul Chirilescu. Domnul Șova, doriți cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Domnule viceprimar, văd aici la articolul 3, se vor efectua demersurile necesare legale pentru încetarea contractului de închiriere, concesionare încheiată în municipiul Bacău pentru suprafețe de teren pe care sunt plasate garaje sau alte construcții, în vederea desfințării acestora. De ce trebuie să treacă prin Consiliul Local? Pentru că este papanajul executivului. Acolo avem în principal patru categorii de probleme. De fapt, e o chestiune care e general valabilă în tot municipiul Bacău. Vorbim de acele suprafețe care fac obiectul legilor proprietății, suprafețele care au fost deja retrocedate și, bineînțeles, și în ultima instanță, de garaje care pot să fie sub contract de închiriere sau sub contract de concesionare. Contractele de concesionare au prevăzut și niște clauze de desfăgubire. La acest lucru se referă articolul numărul 3. Da, dar le încetați pur și simplu contractul și nu trebuie să fie trecut prin hotărârea Consiliului Local. Este prins în această hotărâre pentru că trebuie să aprobăm și aceste sume care fac obiectul contractului de concesionare. E vorba de acele contracte de concesionare care au fost încheiate undeva la mijlocul anului 90, când exista această practică. Ulterior, nu s-au mai încheiat decât contracte de închiriere, unde nu mai sunt prevăzute clauze de despăgubire. Încă o secundă, dacă îmi permiteți. Am avut garaj pe Rue Ciprian Pintea, lângă Casa Grande. Și acum este construcția aia. Va veni primăria, ce-i drept în mandatul Sechelariu, în 48 de ore a ridicat garajul. Deci vă spun, depinde de cum este întocmit în contract. Domnul Miroșanu, ați prevăzut cumva un impact bugetar pentru cam cât ar costa ce vreți dumneavoastră să faceți acolo? Cu ție, impactul bugetar final va reieși în urma studiului de fezabilitate, care vom veni în ședința de Consiliu Local spre aprobare. Bine, mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog. Nu? Nu se mai înscrie nimeni? Atunci nu ne rămâne decât să-l așteptăm pe domnul secretar și pe domnul primar ca să putem supune la vot. Se poate? Dacă spune secretarul că se poate, se poate. Atunci vă rog vot cine este pentru aprobarea proiectului. Pentru, pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Sunt două abțineri. Deci avem 22 de consilieri prezenți. 21, două abțineri, nu? Avem două abțineri. Nu? Domnul Șova și cu domnul Chiciu s-au abținut, domnul? S-a abținut. Da. Abținere. Nu, doamna Dina a votat pentru. Pentru, da. Sunt probleme? Și avem 19 voturi pentru și două abțineri. Proiectul a fost adoptat. Proiectul a fost aprobat. Domnul Miroșanu, vă dorim succes. E un proiect pilot, motiv pentru care noi am votat pentru. Sperăm să-l și duceți la capăt. Vă dorim succes. Mulțumesc foarte mult. Apreciez faptul că pe această chestiune, care este una foarte importantă pentru cetățenii municipiului Bacău, am căzut de acord. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi, domnul primar, vă rugăm să susțineți proiectul de la ordinea 32. Permiteți-mi să fiu foarte expeditiv. Proiect 32, aprobă demararea procedurii preluării, două cinematografe, muncitorul și central. Mulțumesc pentru deliberare. Există... Avem avize, domnul... Aviz favorabil, domnul Ștefan. Favorabil, domnul Zicu. Domnul Crețu. Favorabil. Domnul Munteanu. Favorabil. Doamna Dinu. Domnul Chiciu. Se pare că avem nevoie de o majoritate de
Două treimi, domnule președinte. Două treimi înseamnă 16 voturi. Da, domnul președinte. Eu totuși n-am înțeles de ce trebuie să luăm noi cinematografiile astea, domnul primar, în două vorbe, dacă vreți să mă lămuriți. Radeful... Am înțeles că unele dintre ele sunt într-o stare avansată de degradare. Nu știu starea lor, domnule președinte. Radeful, compania care le deține, este un faliment și nu va putea investi niciun ban acolo. Noi avem posibilitatea, așa cum fost administrația a făcut la Cinema Orizont, să atragem fonduri europene pentru reabilitare și redeschiderea lor către public. De asta să le luăm. Sunt ca să putem să le valorificăm pentru treaba asta? Fost administrația a atras astfel de bani. Bine, pentru modernizarea lor. Domnul Chiciu, doriți cuvântul? Care vizează aceste cinematografe? Deci există la București un dosar care vizează aceste cinematografe și respectiv ADEF. Nu știu de ce. Dacă avem cunoștință, votăm. Dacă nu, nu. Dosare deci, penale în ce sens, domnul Chiciu? Permiteți? Sunt puse sub sechestru? Nu. Domnul Chiciu, dumneavoastră aveți o informare corectă, dar această anchetă a privit tocmai înstrăunarea frauduloasă a unor anumite cinematografe către persoane fizice. Legea, și o aveți invocată, prevede foarte clar că aceste unități se vor preda către autoritățile publice locale. Aici vorbim de o îndeplinire a unei condiții legale. Ceea ce face deosebirea dintre preluarea cinematografului Orizontul și preluarea acestor cinematografe actual este că între timp s-a modificat legea și dacă cinematograful Orizontul, în urma unui complex de împrejurări, l-am preluat gratuit, acum va trebui să-l luăm contra cost. Asta e singura diferență, dar din punct de vedere al impactului anchetei DNA-ului nu privește cinematograful central, ci privea cinematograful Orizontul și cinematograful de la gară. Domnule, stați așa un pic, că eu nu am înțeles un lucru. Cinematografele astea sunt sub sechestru sau nu? Că una e dacă deci, sub sechestru, alta e dacă nu. Deci, în momentul în care vom face procedurile de cumpărare, vă dați seama că o să avem toate informațiile. Păi bun, și acum ce facem? Dispunem fără să știm dacă sunt liberi? Păi nu avem cum de unde să știm până îi întrebăm. Păi să aprobăm acum. Aprobăm oportunitatea, le transmitem către RADEF și ei ne spun. În discuțiile cu directorul ADEF, a spus că sunt numai bune să le ofere. Eu dacă... sunt dispus să vă dau credit pe răspunderea domnului secretar, dacă vreți. Da. Bine, în regulă, supunem la vot cine este pentru. Este cineva împotrivă, dumneavoastră, da? Domnul Chiciu, împotrivă. Se abține cineva? Avem 21 subconsilieri prezenți. Cine a venit? Doamna Ciobanu a venit înapoi, deci avem 22 de consilieri, avem un vot împotrivă și avem 21 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Dacă îmi permiteți, stimați consilieri, aș prezenta următoarele două proiecte fiind foarte similare în același timp. Dacă sunteți de acord? Următoarele două, ambele sunt... Nu de votat în bloc, puteți să le votați separat, dar să le prezint rapid amândouă. Deci proiectul numărul 33 se referă la aprobarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea rețelelor primare. Sunt indicatori economici necesari accesării de fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de transport a termiei publice. Iar proiectul 34 se referă la aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția necesară la SACET, în specific investiția într-o nouă turbină acolo, absolut necesară pentru municipiul Bacău. Deci ambele proiecte aprobă documentația tehnico-economică în vederea efectuării investițiilor. Pentru una avem bani direct de la bugetul de stat pentru turbină, pentru cealaltă vom depune aplicație pe fonduri europene. Vă mulțumesc să deliberați ca atare. 4, aș dori să fac o discuție, dacă e posibil. Este cineva de la SACET aici? Domnul director, vă rog frumos, veniți în față, că mie îmi place să văd omul mai de-aproape așa. Și poate vor și domnii consilieri să vă vadă. V-aș ruga să luați microfonul și să ne explicați în două vorbe, că eu mă pricep așa să schimb o roată la mașină, dar turbinele mă depășesc tot. Vă rog. Da.
scenariul acesta a fost și în octombrie. Da. Dar din cauza faptului că s-au promis niște bani atunci și nu au venit, iar durata de execuție o lună jumate la cel vechi și 4 luni jumate nou, nu l-am blocat la decembrie. Se prinde în 2 luni de iarnă. Două luni de iarnă înseamnă 2 milioane de euro. Fiind vară acum, nu mai contează faptul că achiziția e 4 luni jumate. Și atunci luăm o turbină mai bună în aceiași bani și până în septembrie. E foarte simplu. Domnule, e simplu poate pentru dumneavoastră, pentru mine e complicat. Deci, eu am înțeles din documentația, nu-i luați, domnule, microfonul, da. Vreau să vorbesc cu omul ăsta, că da, 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 eu am de votat aici ceva și trebuie să mă lămuresc. Nu? Ziceți. Sunt în formă mare, bă, că sunteți în formă mare, da. Deci, eu am înțeles din documentația aferentă aici că dumneavoastră trebuie să faceți, să înlocuiți o turbină sau să-i faceți o reparație capitală, ceva de genul ăsta. Să înlocuim cu totul, da. O înlocuiți cu totul. Da, da. Și văd aici în proiect că sunt două scenarii. Da. Suntem de acord până aici sau nu? Da, sigur. În ce constă scenariul 1, în ce constă scenariul 2? Că eu nu înțeleg. Scenariul 2 față de scenariul 1 înseamnă un factor de putere mai mare cu aproape 4% și o eficiență 0,9. Așa. Ce înseamnă asta mai pe limbajul companiilor? 0,5 MW la oră, 24 de ore. Și 300, așa e și zile pe an. A, asta am priceput tot acum. Bun. Deci dumneavoastră spuneți că reparația turbinei pe scenariul 2, care din ce am citit eu în documentația asta, care nu reușesc să o mai deschid acum, înseamnă o turbină aproape nouă, da? La fel, la fel, da, da. În vreme ce reparația potrivit scenariului 1, făcută cu bani mai puțini, presupune o înlocuire a unor elemente... Sunt două scenarii cu înlocuire și scenariul 1 și scenariul 2. Da. La scenariul 1, și care s-a aprobat, dacă țineți minte, în 17 decembrie și de dumneavoastră, era cu 16.463.000 lei și cu un termen de execuție 1,5 luni. Exact. Dacă o făceam atunci, februarie și martie, mergeam și cu ea. Da. Și făceam 2 milioane de euro. Nu s-a putut, lipsă fonduri, mă rog, așa mai departe. Fiind vară acum, mergem cu cealaltă centrală și îmi permit acum să merg cu aceiași bani și o turbină mai eficientă și cu factor mai, iunie, iulie și august. Asta și septembrie să am turbina nouă. Noi acum înlocuim sau suntem în scenariul 2 când puneți o turbină nouă. Și una așa, tot cu toată amândouă, da, da. Luăm de pe raft. Exact. Nu luăm de pe raft acum. Exact. O cheltuială de capital este acum. Bun, dar totuși este propus pre vot în proiect scenariul 1, adică reparația aia second hand, înțeleg eu, sau nu știu. Nu? Nu, nu, nu. Propunem scenariul 2 cu varianta mai scumpă, da? Mai... Aceeași bani. La aceeași valoare? Aceeași bani, fiți ca în decembrie. Mult mai lung. Da, bine, domnule. Bun. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt. Nu sunt? Atunci să votăm. Cine este pentru, votăm comasat ambele proiecte cu vot deschis, majoritate simplă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci toată lumea, domnul secretar, sper că ați notat doar. Pentru... Deci... Proiectele 33 și 34. Da. Nu-i problemă, că se înregistrează tot și oricum o dublură se găsește. Nu intră. Suntem la proiectul 35.
Vă rog, domnul primar, da, să susțineți acest proiect. Proiectul de hotărâre pentru acordarea dreptului de servitute pentru un teren suprafață de 59 de metri pătrați în favoarea unui investitor privat, număr cadastral 85596. Înțeleg că este un drept care survine din codul civil de servitude asupra acelui teren. Vă mulțumesc să deliberați ca atare. Aici, la proiectul ăsta, nu știu, nu e domnul secretar, sunt comisii care trebuie să ne dea un accept, un aviz. Comisia numărul 1, este cineva de la comisia numărul 1? Da, dar nu cred că face obiectul comisiei numărul 1. Favorabil, dacă... Păi stați, domnule, avem comisia numărul 1 aici, așa scrie în desfășurare. Bun, favorabil. Favorabil, da. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Comisia numărul 5. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Se pare că votul se ia cu majoritate simplă de 12 voturi. E vorba de acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal pentru o suprafață de 59 de metri pătrați. Dacă sunt, vă rog, înscrieri la cuvânt, sunt nerăbdător. Nu avem înscrieri la cuvânt? Atunci am să iau cuvântul eu în ceea ce privește acest drept de servitute. Aș vrea să știu dacă această proprietate are ieșire la calea de trecere pe undeva, dacă poate. Nu are. Nu are cale. Stimați domni, se pare că proiectul ăsta a mai făcut obiectul unei discuții la noi în ceea ce privește emiterea unei autorizații de construire de către fostul primar și cred că la una din ședințele anterioare, dacă nu mă înșel chiar la ultima sau la penultima, am avut și aici o serie de cetățeni nemulțumiți de acest proiect. Ce proiect, domnul președinte? De construcție, așa este, aveți dreptate. De servitute a acordat proprietarul unui fond. Exact. Și e vorba de aplicarea articolului 617, în care are dreptul la cale de acces. Are dreptul la cale de acces, numai că vedeți dumneavoastră calea asta... Putem discuta proiectul ăsta, terminăm cu, nu știu, cu glumele, cu consultările, cu altceva, sau nu-l discutăm? Doriți să luăm o pauză? Deci dacă nu ascultăm și nu stăm la vot, atunci mai bine ridic ședința, dacă nu. Amânăm ședința pentru mâine și venim odihniți cu forțe proaspete. Nu? Păi da, suntem într-un proiect acum, dar nu-l putem continua. Domnul Manolache, doriți să ascultați proiectul ăsta? Pe mine mă interesează, așa că puteți să spuneți. Și pe mine, domnul Ghingheș, dar putem ieși pe hol să-l discutăm. Dic să deranjăm lumea aici, n-are niciun rost. Da, stimați domni, o să reluăm acest proiect, o să luăm o pauză de 10 minute, vă rog. Domnule, cine pleacă, pleacă. Nu-i obliga nimeni să stea. Da, da, 10 minute, domnul Huluță, că văd că ați devenit